lucrurilor rele pe care le-a făcut în județul Alba. Deci pe mine mă deranjează foarte, foarte mult că se încearcă această alăturare. N-am nimic cu personajul respectiv, s-a dus în instanță și a primit pedeapsa și probabil că își va mai primi, că înțeleg că continuă să se manifeste ca un interlop. Domnul președinte Atanasiu nu cunoaște pe acest individ. Nu l-a cunoscut niciodată. Eu îl cunosc de pe vreme când lucram ca ziarist și aveam foarte des întâlnire când mergeam la poliție și ne se deau comunicate de presă referitor la activitățile acestui domn. Ce treabă are una cu alta? Dacă niște vagabonzi își vorbesc între ei diverse lucruri, înseamnă și se laudă sau mai știu eu ce fac, nu știu. Bănuiesc că de aici s-a ajuns la asemenea porcării. Ce legătură are una cu alta? Cu câtă ușurință sau cine este acest om ca să aibă un cuvânt? Adică dacă vine ghiță grosă și spune, nu știu, mâine altă bazaconie. Unul dintre dumneavoastră i-a făcut, nu știu ce, să le-a promis, nu știu ce, asta înseamnă că s-a și întâmplat. Deci în ce lume am ajuns totuși?